Știți că a început Galați, toate centrurile din țară, să câștige procese legea 197, curtea de apel. Alba Iulia dă dosare favorabile pe legea 197, spune că este bună, dar zona Olteniei parcă ar fi în Taiwan, justiția le respinge pe bandă rulată. Ne-ați ajutat cu amendament la legea 197, doamna Rancațu, ca când a fost ministru, a blocat legea, dumneavoastră ne-ați promis când veți ajunge și dacă preluați Ministerul Muncii, ne-a ajutat și o deblocată. Și ea, la ora actuală, tot blocată este. Și al doilea subiect, pe legea 74, care este, ca să termin și vă las pe dumneavoastră. Pe legea 74, perioada înainte de 2001, sunt asimilate 3 luni de zile la an, ca să poată să facă vârsta de pensionare. Perioada 2000-2021, perioada aceea se calculează, chiar că ai avut condiții deosebite de muncă, casa de pensie o calculează condiții normale de muncă, ceea ce lucrătorii ies cu penalizare. Eu nu cred că cineva de la casa de pensii, pe o adeverință corectă și pe o nominalizare corectă, își permite să nu iau o adeverință în calcul. Nu, șef, nu a fost în pare rău că nu a știut că ar la dumneavoastră. E schimbat în 2021, dar pe care acolo înainte. Nu poate să aplice 20 ani. Dumneavoastră atunci ați fost încadrați în condiții deosebite? Da. Da. În baza ce? Da, în baza legii 74. Mi s-a acordat condiții speciale, conform de obligiri ale 3 luni, sporul ăla de 3 luni, da. Și perioada 2002, ca să vă spun cum e fișa mea. Ce oameni buni, încadrarea în condiții deosebite sau în condiții speciale sau în condiții grupa 1 și grupa 2, spune ce am partea vor 50. Da, dar am 20 de puncte calculate pe condiții speciale în fișa de calcul și 40 de puncte condiții normale. Da, profundăm discuția asta, dar aia așa da, exact. Cu eu vreau să-i așa un pic, că n-aș știu că ajung la dumneavoastră și vă aducea fișa așa, de calcul. Așa, profundăm cu documente în față ca să înțelegeți. Da, eventual, poate eu trimit domnului președinte da. Și... Avem... Lui vine și o să convoc pe ei cineva. Sunt un grup, sunt mai mulți acolo din bazinul Oltenie și chiar vă așteaptă când aveți un... Dacă treceți pe acolo, vă așteaptă, vă organizează un eveniment și vă vorbiți și vă spun exact ce au ei problemele lor specifice. Cu, okay. Cu pensionarea, pe nu partea de... Nu faceți să promit toate, că nu știu. Programul meu se schimbă de la o zi. Dacă nu vine nu, aici... Nu, fac bună, vin? Nu se fac bună, da, ca să știți. Nu, dar Bunoica nici nu i-am spus că vin și la dat în... Da, nu. Nu, dacă nu vine aici... Acum, referitor la legea 197. Când? În toate ceturile în România, în zonele unde sunt ceturi, se câștigă pe legea 197. În baza hotărârii... Eu aici am o neclaritate. Și numai Oltenia... Deci, doamna Raluca Țurcan a blocat-o, dumneavoastră ne-ați ajutat să o trecem în Parlament. Ascultați-mă un pic. Și a spus că este bun, da? Reiau subiectul ăsta, da. A fost în 97 și cel cu care ați venit, într-o discuție separată. Aici sunt niște lucruri pe care aș vrea să, cu 197, vreau să văd întâi, o să văd motivările de diferențe. Dar vreau să înțeleg partea a doua, pentru că m-ați pierdut undeva pe traseu și chiar am... Cu 74? Da. Da, da. Vreau să văd dacă la acea vreme ați avut încadrare, dacă a fost nominalizare. Să știți că ordinul 50 prevede anumite etape de încadrare în condiții deosebite sau cum erau înainte. Ca să vă spun, eu am avut perioada 86-2022, grupa 2, neîntrebut. Ați avut dumneavoastră că știți dumneavoastră, dar ați avut și actele făcute da, ca atare? Da, și ați lucrat în acord vreo... Hai să vorbiți parte. Da. Da, oricum, da. Aici continuă pentru că e lungă și deci, legată. Legea 197, cum așa am spus că le discutăm da. La pachet, cele două, într-o discuție ulterioară, separat. Va fi probabil corect. Maxim 2 săptămâni. Okay. Cred că va trebui să mai veniți dumneavoastră o grupă aici la mine, că nu știu dacă pot să ajung. Da. Nu promit că ajung. Aș vrea, dar e complicat că trebuie până la sfârșit. Avem acest... acord care e stabilit între Guvernul României, domnul Popescu și colegii din, de la CEH, care se va transforma probabil,
și pe data de 20 septembrie a fost semnat și el va cuprinde niște măsuri, adică înființarea unei noi companii acolo în Valea Jiului și asta probabil că ar rezolva parțial o parte din probleme. Aici dumneavoastră ca integrator pe dialog social poate că trebuie să urmăriți și eventual și la nivel politic, pentru că e important să colaboreze și PNL-ul și PSD-ul și cine mai sunt să colaboreze pentru ca acest lucru să întâmple, că dacă nu chiar băieții sunt acolo, e o situație destul de dificilă pentru da, că au fost... Da, știu, cunosc, azi l-am vorbit cu președintele. Da. Perfect, perfect, pentru că s-a și implicat, a avut și o vizită a doamnei Ferreira în zonă și este zonă de tranziție justă și colegii din bazinul Carbonifer Oltenia, care ei sunt de fapt cam lăsați din zbele, sunt vreo 15.000 de mineri și acolo, în partea asta altă sunt vreo 3-4.000 activi, dar cu familiile lor e foarte important ca să nu migreze, să rămână tot în zona, să mai fie oameni de acolo prin regiunea respectivă. Vedem ce facem, se va continua, nu, activitatea în fine.